Acum vreau să vă prezint povestea unui om pe care tot Clujul îl știe. E Robi, omul care, deși suferă de paralizie cerebrală, vreau să vă spun că muncește de la 11 ani și umblă de colo-colo cu o gheretă în spate ca să vândă obiecte. Și tot ce face este cinstit, pentru că omul ăsta umblă pe stradă și dacă cumperi ceva de la el, îți dă bon fiscal. Omul ăsta îți plătește taxe, dacă vă vine să credeți, și este un om căruia nimeni nu-i dădea nicio șansă, dar care și-a depășit cu mult boala și condiția. Vreau să aflați această poveste emoționantă chiar acum și vreau să vă spun că toți oamenii din Cluj îl cunosc pe acest om și îl apreciază, pentru că are o casă de marcat, îți dă bon fiscal și săracul numai din asta trăiește, din ghereta pe care și-o plimbă în spate. Așadar, priviți și ne întoarcem imediat la această poveste emoționantă. Cinstit, onest, mulți nu ne apropiem, dacă s-ar măsura omenia în centimetri, nu ne apropiem de genunchii lui. Ca și omenie, corectitudine și, nu știu, bun simț. Aceste cuvinte sunt pe buzele tuturor atunci când vine vorba de Robi, vânzătorul ambulant din centrul Clujului. Tânărul își câștigă existența de mai bine de 20 de ani, cât se poate de cinstit. Nu ar cerși pentru nimic în lume, chiar dacă asta ar însemna să moară de foame. La 11 ani a lucrat prima dată la o tarabă de fructe, apoi a spălat parbrize în intersecții. Locul de muncă de acum și l-a creat singur. Într-o zi a reușit să vândă două dorizante de mașină și i-a venit ideea să câștige bani ca vânzător ambulant. Astăzi are o tarabă mobilă cu diferite produse. Pentru tot ce se cumpără de la el, dă bon fiscal și, evident, plătește ca un cetățean model și impozite la stat. Ghereta grea pe care o trage după el a fost singura șansă de a avea o viață normală și de a se susține financiar prin mijloace proprii, pentru că nimeni nu l-a angajat din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Robi suferă de paralizie cerebrală și nu poate să vorbească normal și nici să-și folosească mâinile și picioarele prea bine. Ce? Mângră! De fapt, ca și mobilizați. Robert Lucaci are 33 de ani și toată lumea care vorbește despre el îl prezintă drept un om cinstit. Cinstit, dar singur. Tatăl lui a murit la 39 de ani, după ce soția l-a părăsit. Imediat după, mama lui a vândut casa familiei și au ajuns să doarmă pe străzi. A fost nevoit să se maturizeze rapid. Azi nu mai ține legătura cu mama, dar vorbește din când în când cu fratele lui. Robi îi consideră însă familie pe trecătorii din intersecție. La fel îi vede și pe cei care muncesc în apropiere, iar majoritatea celor care îl cunosc țin la el ca la un prieten și îl tratează ca atare. Vă dai la televizor? Ce faci? Hai, îl ajutăm, nu pot să zic că neapărat noi îl ajutăm, ne ajută și el pe noi. Când rămânem fără bonuri la casa de marcat, vine rapid, i-am dat un telefon, un mesaj, Robi apare tot timpul. Când avem nevoie de ceva, orice, Robi ne rezolvă. Un bec la mașină, un Robi oricând aici aproape. Mai vine pe la noi, ne dăm cafeluțe, fresh-uri, mâncare. Dimineața vine la noi când noi intrăm la lucru, noaptea când mergem acasă, îl vedem, el tot la lucru. Robi nu lucrează niciodată mai puțin de 12 ore, indiferent de vreme. Mereu în haine curate, cu gecuța lui reflectorizantă pe care o poartă dacă e frig, e în fiecare zi la datorie. Strădania lui a impresionat tot Clujul. Are acum clienții lui fideli. Cel mai mult îl îndrăgesc taximetriștii din oraș, care la început de an s-au mobilizat pe Facebook să-l ajute și să-i cumpere un cărucior cu motor, ca să-i ușureze puțin munca. Robi m-a sunat într-o dupămasă pe la ora 4 să mă roage să duc la dispeceratul nostru o cutie, ceva gen cutia milei, să adunăm bani pentru un cărucior pe care ar vrea să-l schimbe, căruciorul lui cu unul mai modern pe care... Și am stat și m-am gândit și am postat pe Facebook și am inițiat o campanie cu gândul să văd care ar fi feedback-ul. Feedback-ul a fost extraordinar. A început telefonul să-mi sune în continuu mesaje. Cu siguranță vom depăși targetul de 2500 de euro care l-am stabilit pentru a achiziționa căruciorul făcut de o firmă profesionistă din România. Este
Și am zis că trecem la nivelul 2 să încercăm să-i plătim cel puțin avansul pentru un apartament la Robi. Credeți că merită să fie ajutat? Sigur că da, de ce nu? Că alții fură și el e un băiat cu handicap și nu-și face, câștigă un ban cinstit. Merită aplaudat și apreciat pentru că nu stă cu mâna întinsă și muncește, deși are unele probleme de sănătate. Cine vrea să muncească, găsește de lucru și lucrează și câștigă cinstit și poate fi apreciat și luat de exemplu. Un om care merită într-adevăr toată stima și respectul nostru. Robi a reușit să facă în viață lucruri pentru care nimeni nu i-ar fi dat nicio șansă. Își obține banii cinstit, muncește de dimineață până seara, are o mulțime de prieteni și a câștigat respectul tuturor celor care îl cunosc. Stă cu chirie în Cluj și visează într-o zi să aibă o casă a lui. Își mai dorește o familie și e dispus să lupte oricât pentru o viață mai bună. Și chiar dacă vorbește greu din cauza problemelor de sănătate, acțiunile și strădaniile lui spun mai mult decât mii de cuvinte. Ați văzut ce om extraordinar este Robi. Trăiește în Cluj, toată lumea îl știe, toată lumea respectă. Omul ăsta are casă de marcat, își plătește taxele la stat și încearcă să vândă tot felul de lucruri. Acum vreau să vă spun ceva din culise. Am un prieten care îl ajută cu bani pentru că îl cunoaște și pentru că îl respectă. Și vreau să vă spun că Robi nu rămâne absolut niciodată dator. Știți ce face? Când îl prinde cu mașina în oraș, îi aruncă în mașină brăduți de aceia mirositori. Numai și numai ca să nu rămână dator, plus bonul pe banii pe care i-a dat. El este băiatul ăsta care merită ajutat, mă rog, dacă putem să-i spunem băiat. Dar trebuie, tocmai de aceea, să știți că avem conturile lui puse pe ecran și vrem să-i dăm o mână de ajutor. Liviu Alexa este cu noi în direct, un om care cunoaște foarte bine povestea, un om care vrea de asemenea să facă tot ce este posibil ca să-l ajutăm. Am zis mai devreme pe acest băiat, dar de fapt e un bărbat în toată regula. Te salut, Liviu! Bună seara, Cătălin! Senzațional acest om care are casă de marcat, care dă bon fiscal, care își plătește taxe, care muncește de rupe în fiecare zi cu ghereta aia în spate, având o boală foarte gravă, paralizie cerebrală. Eu cred, Cătălin, că este una dintre cele mai frumoase povești din ultimii ani de acest gen. Cred că este o poveste unică, tocmai prin tot ceea ce a spus și în reportaj, excelent realizat de echipa de la ProTV Cluj, fiindcă acest bărbat, prietenul nostru Robi, a trecut cu demnitate peste toate handicapurile, peste toată ignoranța statului român, muncind și câștigându-și pita zi de zi, fără să ceară la nimeni nimic, plătind impozite ca un om normal, câștigându-și respectul tuturor clujenilor. Ce frumos trebuie să fie Robi, să fie iubit de un oraș întreg. Cred că ești printre puțini oameni din orașul ăsta care este iubit și cunoscut de toți clujenii și asta este lecția pe care Robi ne-a servit-o și o servește, o lecție de frumusețe sufletească. Liviu, o lecție care, aici nu este vorba despre mine sau Liviu Alexa sau despre taximetristul Ioan Pugna, este vorba despre clujenii care au dovedit că sunt o comunitate și care s-au mobilizat, mii de oameni au donat în conturi. Uite, o să mă opresc 3 secunde, Liviu, să vă spun secundă, că astăzi la ora 17. Nu știu dacă o secundă, vreau să spun că și noi am afișat conturile pe ecran pentru că vrem să vă ajutăm să strângem toți banii necesari ca să-i luăm la omul ăsta o casă, pentru că merită după atâta chin și după atâta muncă pe străzile din Cluj să aibă o gheretă ca lumea și un loc al lui unde să stea, nu? Și noi vă mulțumim din suflet, în numele meu și al lui Robi, din suflet pentru gestul pe care ProTV îl face și sperăm ca România să înțeleagă că este o oportunitate de a mulțumi într-un fel demn, unui om demn, pentru a-l ajuta să facă lucrul ăsta. Clujenii, nu e prima oară când clujenii se strâng la odată ca o comunitate, a mai salvat policlinica fără plată de la faliment. Deci acest oraș dovedește că se poate strânge în cazuri excepționale, iar Robi este pentru noi un exemplu. Liviu, am vrea să vorbim și cu Robi. Am vrea să vorbim și cu Robi, dar știm că el se exprimă mai greu din cauza problemelor de sănătate, paralizie cerebrală, oameni buni, cerebrală, iar acest om nu s-a dat bătut, ați aflat mai devreme, muncește de mic, cu acea gheretă, cu casă de marcat, plătește taxe la stat foarte frumos. Robi, tot Clujul să știi că te apreciază și sunt convins că acum și întreaga țară pentru ceea ce faci. Mulțumesc.
Știu că e, foarte greu să ne înțelegem cu Robi, dar vreau să vadă... Știu, Robert vrea să, spună că le mulțumește tuturor clujenilor pentru ajutorul oferit, că nu s-a așteptat la acest gest și că îi respectă. Avem conturile afișate pe ecran, Robert, și spune că încercăm să-l ajutăm, Liviu, și voi, și noi, și să îi schimbăm viața, tuturor, să aibă o casă a lui, să aibă o gheretă ca lumea. Să, dacă asta îi place să facă, din asta să trăiască, să muncească, bravo lui. Și ți-am spus ceva mai devreme, am un prieten la Cluj foarte bun, Alex îl cheamă, și îmi spunea, domne, mai dau bani lui Robi sau îmi place să am grijă de el. Și niciodată nu rămâne dator. Robi, uite așa, ia un braț de, am văzut, de brăduț de aceea mirositor de mașină, și când îl prinde în intersecție, îi aruncă pe toți în mașină, numai și numai să nu rămână dator. Uite brăduții lui. Să vă mai spun o poveste minunată despre Robi. Robi este cel care, de fiecare 8 martie, în fiecare an, dă câte un mărțișor gratuit la semafor doamnelor Clujului, le zâmbește, le pupă, este un adevărat cuceritor, nu te ascunde, pentru că, și asta este o notă un pic mai tristă, vreau să spun o notă care n-a apărut până acum, o perspectivă. Robert n-a existat niciodată pentru statul român. Robert nu figurează niciun fel de registre și catastife, el n-a primit niciodată ceea ce cred că ar trebui să îi se cuvină. Până la urmă, vreau să spun un lucru trist, și primarul Clujului, Emil Boc, a spus că el face de rușine Clujul cu căruciorul. Dar cel mai important e ca Robi să înțeleagă că noi clujenii îl iubim cu adevărat, și o să-i rog pe toți românii să doneze cât pot ei, un leu, trei, cinci, ca noi să putem să îndeplinim lui Robert acest vis, fiindcă în afară de căsuța de care are nevoie, Robert cu adevărat își dorește o familie, își dorește copii pe care să-i crească sănătoși și fericiți. Mulțumim mult de tot, Liviu, Alexa. Sunt convins că oamenii o să îl ajute, pentru că omul ăsta muncește și din asta trăiește, și jos pălăria, și bravo lui, bravo lui. O să continuăm povestea lui Robi și o să încercăm să-i dăm așa o mână de ajutor și noi și voi, și vreau să filmăm când îi luăm casa aia și când o să fie în casa lui. Voi o să aveți exclusivitate, îți garantez. Ar fi și culmea. Mulțumim pentru gestul vostru minunat. Mulțumim mult, Liviu, Alexa. Da, să știi că am vrut să punem conturile pe ecran ca lumea să-l ajute pe acest om care nu se poate exprima foarte, nu știu, clar, ca să înțeleagă cineva, pentru că are paralizie cerebrală. Dar cu toate astea muncește cu casă de marcat, plătește la stat taxe și niciodată nu rămâne dator. Tot Clujul cunoaște și toată lumea e mândră cu el. Conturile sunt pe ecran afișate pentru el. Vă mulțumim mult, oameni buni, că ne-a ajutat să-i schimbăm, uite așa, și viața lui Robi. Mulțumim mult, Liviu, Alexa, o să ne întoarcem în zilele următoare la voi la Cluj. Mulțumim tuturor și noi. Vă mulțumim din suflet, a spus Robi.